După ce a pornit un război care a ucis mii de civili în Ucraina, Vladimir Putin a criticat iminenta ofensivă terestră a Israelului în fâșia Gaza. Dictatorul de la Kremlin crede că operațiunea va avea ca rezultat un nivel de victime civile care ar fi absolut inacceptabil. Noi слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами так понимаем, что как это совсем уже, если сказать так, полупрофессионально на использование тяжелой техники в жилых районах, это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Vladimir Putin a vorbit după ce armata israeliană a cerut tuturor civililor din orașul Gaza, peste un milion de persoane, să se mute în sud în termen de 24 de ore, în timp ce a adunat tancuri înaintea unei invazii terestre așteptate ca răspuns la atacul devastator din weekend al grupului militant islamist Hamas. Putin, a cărui armată a devastat Ucraina și a ucis mii de civili în cele aproape 20 de luni de război, a făcut declarațiile la un summit în Kârgâzstan cu alte țări care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Cu toate acestea, Putin a declarat că Israelul are dreptul să se apere după ce a fost supus unui atac de o cruzime fără precedent. Totodată, el a făcut apel la eforturi colective pentru a asigura o încetare rapidă a focului și pentru a stabiliza situația pe teren. Rusia are legături de lungă durată atât cu Israelul cât și cu palestinienii, inclusiv cu Hamas, dar relațiile sale cu Israelul au intrat sub presiune de la începutul războiului din Ucraina.